Suntem live. 3. Oh, a început. 3, 2, 1. Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Hello. Suntem într-o zi de martie. Astăzi zi friguroasă. Într-o zi friguroasă de martie. Astăzi vrem să vă transmitem vibe-ul orașului Chicago și ce lucruri facem noi astăzi pe aici. Nu știu. Și activități de genul ăsta. Ok. Sună bine. Sună da, bine? Da. O să fie fain? Bă, dar e frig. Da, e super frig în Chicago. Frig. Da? Nu vă arătăm, dar noi am venit cu glezile goale, cu blugi rupți, adică... Da, mai mult tu. Ok. Cam asta e. Hai, ne tarcem mai puțin. Până data. Da, da. Vreau să vă spun de ce râul ăsta atâta de verde. Eu pus eu o substanță pentru că e o sărbătoare națională în Irlanda. Unii mergem, unii mergem. Hai pe aici. Hai pe aici când ai servici. Pune și ceva pe vlog. Păi așa, astăzi de St. Patrick's Day, de sărbătoresc, cum ai spus, sărbătoare legată de folclorul și de tradițiile din Irlanda. Da, și în Irlanda e verdele, culoarea lui. Da, e culoarea lor națională. Da, așa, azi trebuia să purtăm verde, dar noi ne-am dus mai mult spre blău, spre albastru. Câine, cu congelat. Poți să dai tu? Poți să dai tu cu telefonul. God damn it. Hai jos. Hai jos. Da, v-aș spune mult mai multe ce puteți vizita în Chicago, dar nici eu nu știu. Am mai fost, dar nu mi-am făcut temele pentru vlogul de astăzi. Pur și simplu e un vlog natural, ce facem noi în timpul liber. Și cam asta. Salut! Suntem la cel mai mare Starbucks din lume. Ia uitați ce e aici. Da? Uite aici. Super tare.
întrebăm. Cea mai prezentă. Da. Da, dar nu-ți bag, ăștia fac așa? Nu fac așa. Hai! Can I hold the coffee here or no? It's on the other side. Oh, the other side? Okay. Does it? The side. Okay. Why can't we hold the coffee? You can hold the coffee here. Okay. Yeah. I have a question. Like, can you? I've never been here before. So, like, can I have like a most popular coffee you have? Different. Oh, okay. If you want to see a complete menu, you can scan the QR code on the board over here to the table. Okay. Our most popular drink is probably a salad. Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay. Just explore. Yeah, I'll pass it. Okay. Încă trei, tu? Deci explodăm celelalte trei și... Deci asta... Și încă trei. Are patru etaje în sus. E făcut cafea. Ești mișto, ce drăguț! Cu tatare. Hai sus! Când am venit noi anul trecut, când s-a deschis prima oară, era pandemie, era martie, cred, și am stat la rând să intrăm, era lista de așteptare, cred că era durata o oră sau o oră jumătate, trebuia să aștepți afară la rând ca să reușești să intri în clădire. Și bineînțeles că n-am intrat, că era frig. Avem cea mai bună cafea astăzi. Oricum Starbucks în general la cafele bune. Nu contează, pentru a doua. Le-ai băut-o de la Starbucks. Da, corect. Ia să vedem ăștia. Oricum, la primul etaj, mi se pare cel mai... cel mai impresionant. Ei, nici nu au mesele deschise pentru a... Să-i stare Thank you.
Dacă mai dau tur pe aici. Yeah, I was going to Costa Rica. I was going to do it, but my gosh, I was okay. Costa Rica trip. Oh, I didn't go. I wanted to go. Yeah, I wanted to go, but anyway, I'm at the spectacular ones. Nu știu ce fel de cafea fac oamenii aia. Costa Rica, acolo. M-au zis. Cafea Costa Rica. Cafea Costa Ricană. Dar arată super tare. Și când zic super, super. Nu știu, ori de ceva. Nu știu ce fac, poate să nu sunt cercul. Suntem la etajul 4, da? Etajul 4, acel mai mare Starbucks din lume. Cum e? Tot nu s-a schimbat nimic? Tot așa, așteaptă ceva, nu? Ce? Așteaptă ceva. Da, așa, de cât eu observ, se ridică... Abur. Abur, exact, știi? Asta s-a dat rapid, știi? Și nu... Te duci la pereti și alegi ce vrei să-ți facă și vrei și îți faci ce-ți alegi tu. Deci. Aici sunt toate tipurile de cafea pe care ele fac. Columbia, Costa Rica, Guatemala, Mexico. După care ei mai fac ceva din Tanzania, Rwanda, Etiopia, China, Indonesia. Super tare și practic comanda o alegi de aici din peretele astea. Alegi un cartonaș și mergi cu cartonașul de aici. Aici și pe aia tot pe care. Like Albert Einstein. I know. Actually, I was thinking it was reminding me of my chemistry class. Super tare. Oh, excuse me. Sorry. Tocmai am ieșit de la cel mai mare Starbucks din lume. Destul de interesant.